Directorul Loteriei Române, Gheorghe Benea, va fi prezent miercuri seară la emisiunea Actualitatea Someșeană de pe Someș TV. Printre subiectele care vor fi dezbătute în cadrul emisiunii moderate de Ioana Șeler, directorul Loteriei Române va vorbi despre aspectele legate de funcția pe care o deține. Mai mult, conform anumitor surse, Gheorghe Benea va fi candidatul PDL pentru fotolul de primar al municipiului Dej pentru alegerile din luna iunie. În cadrul emisiunii Actualitatea Someșeană de miercuri 25 aprilie, directorul Loteriei Române va vorbi pentru prima dată despre aceste zvonuri, cât și despre planurile sale de viitor. Urmăriți emisiunea Actualitatea Someșeană pentru a vedea dacă Gheorghe Benea, directorul Loteriei Române, va candida sau nu la funcția de primar. Telespectatorii Someș TV pot intra în direct cu Ioana Șeler și invitatul ei la numărul de telefon 0264 212 772.